În acel timp, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și i-a dus deoparte pe un munte înalt numai pe ei și s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe cum niciun înălbitor de pe pământ nu le poate albi. Și li s-a arătat Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Iisus. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis lui Iisus: Învățătorule, e bine că suntem aici. Să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. De fapt, nu știa ce să spună, căci îi cuprinsese frica. Și a venit un nor care i-a învăluit în umbră și din nor s-a auzit un glas: Acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați. Și dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Iisus singur cu ei. Și coborând ei de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu povestească nimănui ceea ce au văzut, decât după ce Fiul omului va fi înviat din morți. Ei au păstrat cuvântul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin! Iubiți credincioși, una este a-L vedea pe Iisus înconjurat de oameni, înconjurat de mulțime, făcând poate o minune sau poate predicând, și alta este a-L vedea pe Dumnezeu pe muntele Transfigurării, a-L vedea pe unicul Fiu al lui Dumnezeu, confirmat de Tatăl, care spune: Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Sigur că ucenicii L-au văzut pe Iisus și, după mentalitatea timpului, s-au gândit: poate acesta vine să elibereze Israelul, nu cum era vremuri, cum erau vremurile acelea. Se așteptau la un războinic sau cine știe. Dar Iisus nu a fost așa. Iisus a fost așa cum L-a prezentat Ioan Botezătorul, mielul lui Dumnezeu, a cărui împărăție nu era din lumea aceasta, ci dintr-o altă lume, El care a venit să ia asupra sa păcatele lumii și astfel să dea mântuire oamenilor care au pierdut harul prin păcatul strămoșesc și prin îndepărtarea lor de Dumnezeu. Așadar, pe de o parte, ochii lumești, pe de altă parte, ochii sufletului, care, după cum ne spune Evanghelia de astăzi, după 6 zile, este primul verset din capitolul 9 din Sfântul Marcu, după 6 zile, Iisus i-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și i-a dus deoparte pe un munte înalt. Este foarte importantă această precizare temporală, după 6 zile. Ce a făcut Dumnezeu după 6 zile? S-a odihnit de lucrarea pe care o făcuse. Cu alte cuvinte, Iisus, iubiți credincioși, îi îndeamnă pe ucenicii Săi să lase la o parte preocupările lumii, preocupările lumești, și în ziua a 7-a, ziua de odihnă, să meargă cu El pe munte, cei trei ucenici, și în felul acesta, în odihna sufletului, să înțeleagă cine este cu adevărat Iisus, cel pe care ei L-au urmat. Și sigur, avem aici de-a face cu
mai multe manifestări, mai multe manifestări ale lui Dumnezeu, semne deosebite, pe de-o parte, hainele lui Iisus au devenit strălucitoare după ce fața sa se schimbase. Haine atât de albe cum niciun înălbitor de pe pământ nu le poate albi. Ne gândim poate la Moise care atunci când a văzut nu fața lui Dumnezeu, ci l-a văzut pe Dumnezeu din spate, de asemenea l-a văzut într-o lumină imensă, astfel că poporul care stătea la baza muntelui și aștepta să vină Moise cu legea, nici măcar nu puteau să privească, atât de mare era lumina pe care Dumnezeu a făcut-o să apară în momentul în care i s-a prezentat lui Moise. Oare cât de mare o fi fost lumina? Cât de frumoasă și strălucitoare o fi fost această lumină pe care au văzut-o ucenicii, Petru, Iacob și Ioan, atunci când s-a arătat Mântuitorul, când și-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Am putea să ne gândim la o lumină poate mai mare decât soarele, dar o altfel de lumină, nu o lumină creată, ci o lumină necreată, că Iisus este lumină din lumină. Așadar, hainele lui Iisus au devenit atât de strălucitoare încât niciun albitor de pe pământ nu putea să le facă atât de albe și frumoase. Și aici câteva detalii foarte importante. Împreună cu Iisus, li s-a arătat acestor ucenici Moise și Ilie. De fapt, atunci când te odihnești în Domnul, atunci când te oprești din tumultul activităților zilnice, reușești să înțelegi cine este cu adevărat Iisus, iar timpul postului mare este un timp potrivit pentru a descoperi încă o dată și încă o dată cine este cu adevărat Iisus. Și pentru a înțelege cine este Iisus, nu putem să nu facem referință la Vechiul Testament, pentru că cei doi, Moise și Ilie, sunt de fapt reprezentanții întregului Vechi Testament. Moise, reprezentantul legii, și Ilie, reprezentantul profeților. Așadar, atunci când ne odihnim în Domnul, inima noastră este mai capabilă să înțeleagă cine este cu adevărat Iisus. Nu este nici Moise, nici Ilie, nici vreunul dintre profeți, așa cum spunea lumea când Iisus i-a întrebat pe ucenici: cine spune lumea că sunt eu? Unii spun Moise sau Ilie sau vreunul dintre profeți. Dar voi, cine spuneți? Acum este momentul potrivit ca ucenicii să-și dea seama cine este cu adevărat Iisus. Iisus nu este niciun profet, nu este, ci Iisus este unicul Fiu al lui Dumnezeu, coborât între noi oamenii, venit între noi oamenii, asumând natura noastră omenească pentru a ne mântui. Așadar, legea și profeții pot fi înțelese atunci când sufletul nostru este odihnit în Domnul. Și sigur, Petru, ca de obicei, o ia înaintea celorlalți și începe să spună, luând cuvântul: Doamne, Învățătorule, e bine că suntem aici, dar cine nu s-ar simți bine într-o astfel de atmosferă? Cine nu s-ar simți bine, să fim serioși, văzând atâtea lucruri foarte importante pe muntele Transfigurării? Cred că și noi ne-am simțit bine, nu-i așa? Ce frumos ar fi, poate, să ne gândim numai cu mintea până acolo și oare ce-or fi simțit acești trei ucenici văzând slava lui Dumnezeu care s-a manifestat pe pământ într-un mod deosebit. Învățătorule, e bine că suntem aici. E bine și pentru noi că suntem aici în biserică și ascultăm aceste cuvinte ale Evangheliei, pentru că ne umplem de bucuria ucenicilor care au avut parte de această transfigurare a Mântuitorului. Așadar, și nu știau ce să spună. Să facem trei colibe, una pentru Moise, una pentru ei și una pentru tine, Doamne, ca să vă simțiți și voi bine împreună cu noi, cu cei trei ucenici, adică. Nu știau ce să spună, de fapt, ne spune Evanghelia. Nu că ar fi fost preocupați că ploua sau că, eu știu, bătea vântul sau
nu ni se dau detalii meteorologice, ci erau, nu știau ce să spună efectiv de bucurie și spun să facem 3 colibe. Nu și-a făcut oare însuși Iisus o colibă din natura noastră omenească? Oare Fiul lui Dumnezeu nu și-a făcut o colibă din carnea noastră? Oare nu s-a făcut Iisus trup și a locuit între noi? Nu mai aveau nevoie, nu mai are nevoie Iisus, decât noi să facem din noi o colibă pentru El. Din noi să facem un loc potrivit în care întreaga dumnezeire a lui Iisus să poată să fie prezentă. Pentru că natura noastră umană se vrea a fi îndumnezeită de Cel care a murit pe cruce. Așadar, poate nici noi nu știm ce să spunem în momentele în care Dumnezeu ni se prezintă prin acele consolări sufletești, dar poate am putea spune, Doamne, ajută-mă ca eu să fiu un loc bun, să fiu o persoană bună în care Tu să Te odihnești și în care să-mi dau seama cu adevărat de măreția Ta, de acea măreție pe care ucenicii au văzut-o pe muntele schimbării la față, pe acel munte înalt. Apoi, un alt lucru din această teofanie, din această manifestare a lui Dumnezeu, un nor, și din glasul norului s-a auzit glasul Tatălui. Noi știm că este glasul Tatălui, că spune: acesta este Fiul meu cel iubit, de El să ascultați. Iubiți credincioși, Fiul prea iubit al lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca prin moartea Sa pe cruce să ne mântuiască. Nu este pusă întâmplător această Evanghelie în a doua duminică din timpul postului mare. Dacă înțelegem cu adevărat cine este Cel care a murit pe cruce, am murit de bucurie. Dacă am înțelege cine este cu adevărat Cel care s-a făcut om pentru noi, Dumnezeu fiind, oare cum ar arăta trăirile noastre? Cum am privit noi spre ceilalți? Acesta este Fiul meu cel iubit, acesta pe care îl veți vedea răstignit pe cruce, acesta pe care îl veți vedea încoronat cu spini, dus la moarte ca un tâlhar, ca un nenorocit, dus la moarte fără ca El să fie vinovat, ca un miel, acesta este Fiul meu. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. De El să ascultați. Ce să ascultăm? Poate și ultimele cuvinte ale lui Iisus pe cruce: Fiule, iată-o pe mama ta, femeie, iată-l pe fiul tău. Și revărsând asupra, dându-și Duhul, acele cuvinte puternice, a suflat asupra omenirii pe Duhul Sfânt, începând noul timp al istoriei, noul timp al Bisericii. Așadar, acesta este Fiul lui Dumnezeu, sau acesta este Fiul lui Dumnezeu, nu este un om obișnuit. Acesta care s-a făcut blestem, așa cum citim în Sfânta Scriptură, pentru noi. Acesta în fața căruia trebuia să-ți întorci fața, că era îngrozitoare fața Lui, străpunsă de spini, de scuipat, de lovituri. Acesta este Cel care a murit pentru noi. Și dintr-o dată, privind în jurul lor, n-am mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei și coborându-i de pe munte, Iisus le-a poruncit ceva, și anume să nu spună nimănui ceea ce au văzut până ce nu va fi înviat din morți. Iubiți credincioși,
Nici noi nu putem să înțelegem cu adevărat cine este Fiul lui Dumnezeu dacă nu credem în învierea Sa. Nici noi nu putem să înțelegem cine este Iisus dacă în noaptea de Paști nu spunem cu toată inima că Cel care a murit a înviat. Și se termină un pic așa trist Evanghelia de astăzi. Ei au păstrat cuvântul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți. Normal că nu aveau cum să știe. O preocupare, o preocupare pe care o avem și noi cei de astăzi. Ce înseamnă a învia din morți? Sau există înviere? Dar Sfântul Paul ne spune că zadarnică ar fi credința noastră dacă Hristos nu ar fi înviat din morți. Așadar, Cel care a fost răstignit pe cruce și a murit pentru noi, a înviat pentru a ne dărui nouă o viață nouă. Și cu trupul Său glorificat de acum, după înviere, s-a prezentat în sânul Tatălui Ceresc, acolo unde ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne bucurăm pentru veșnicie, nu de o singură teofanie, așa cum au avut ucenicii pe munte, ci de vederea pentru totdeauna a feței lui Dumnezeu. Cel mai trist lucru pe care îl poate trăi un om este să nu poată vedea fața lui Dumnezeu pentru veșnicie. Să ne ajute Dumnezeu să avem parte de vederea feței lui Dumnezeu, nu doar o clipă ca ucenicii, ci pentru toată veșnicia. Lăudat să fie Iisus Hristos!